Peste puțin timp se va intra la recoltat. Ce opțiune au fermierii pe partea de recoltat dacă vin la MEVI? Ca să fac totuși o scurtă introducere vis-a-vis de participarea noastră la ediția 6-a Agriplanta, cei aproape 2000 de metri pătrați am structurat, zic eu, binișor, în sensul că am organizat o zonă pentru prelucrarea sorului, o zonă pentru semănat și zona aceasta unde de fapt ne și aflăm care e zona de recoltat și într-o oarecare măsură întreținerea plantelor. Dacă mă întrebați de soluții pentru recoltat, avem soluții mai multe la dispoziție, dar în cazul de față am adus doar două dintre ele, dar aș vrea să vorbesc despre toate și asta și în absența combinei din seria E cu două modele constructive de 185 respectiv 210 cai putere cu hedere 485-40 metri, apoi o combină cu performanțe deja mai mari, mai spectaculoase chiar din seria L, cu iarăși cu două modele, 250-306 cai putere, hedere 6 metri, 6 metri 60. Iar în stand, în momentul de față, avem două dintre cele mai performante combine. Mai în spate, undeva, se poate găsi sau vedea combina din seria C, modelul 6335, care suportă hedere de păioase de 6,80 m, 7,70 m chiar. Și bineînțeles că pot fi dotate așa cum este și cea din stand cu hedere pentru porumb, floarea soarelui, în cazul de față un dominoni pe 8 rânduri. Deci o combină universală. O combină universală, bineînțeles, dar cu sistemul clasic de batozare, cu tobe de batere, cu căișori de scuturare. Mai nou și spre bucuria noastră tot mai des întâlnită pe câmpurile românești, o să găsiți combina din spate, seria X, cu un singur model deocamdată, este combina hibrid, care îmbină baterea prin tobe transversale cu fluxul axial prin cele două rotoare de separare. O combina se numește X și are simbolizarea 9490, însemnând că are 496 mai exact de cai putere la motor, ceea ce îi permite să ducă hedere de păioase, de exemplu, de la 7,70 m începând la 9,20 m și chiar cel mai mare header pe care produce firma FEN, 10,40 m. În momentul de față, dacă se vede în imagine, o să găsiți doar un header de 6,80 m și prin prisma încercării de a nu ocupa tot standul și toată suprafața cu un header, ci de a vedea practic sistemul de lucru. În momentul de față 6,80 m în fața combinei X nu este headerul potrivit, dar este headerul reprezentativ pentru sistemul Powerflow pe care îl produce firma Fendt, cu covorașe de alimentare a șnecului de încărcare în combină. Care sunt aturile acestei combine și ce înseamnă că este dotată cu sistem de batere cu trei tobe? Faptul că are sistemul de batere cu trei tobe este esențial pentru prima prelucrare a materialului preluat de combină și diferența față de alte sisteme de batere cu trei tobe este că toba acceleratoare este dispusă pe ultima poziție, adică este a treia și susținem noi și pe bună dreptate că nu agresează așa tare materialul în prima intrare în porțiunea de separare, lucru care duce la o calitate foarte bună a materialului recoltat.